O persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce o mașină a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. Este vorba despre o mașină a aeroportului din Sibiu, condusă chiar de directorul instituției, Marius Gârdea. Din primele verificări, directorul ar fi adormit la volan și a lovit din plin mașina care era condusă regulamentar. Tragedia a avut loc pe DN7 pe raza comunei Drăganu din județul Argeș. Directorul general al aeroportului din Sibiu, Marius Gârdea, se afla la volanul uneia dintre mașinile instituției care a ajuns pe contrasens și s-a izbit violent de o mașină care circula din sens opus, condusă de un bărbat în vârstă de 69 de ani din Pitești. În urma accidentului au rezultat 4 victime, 3 dintre acestea fiind evaluate de către echipajele medicale și transportate la spital, iar cea de-a patra a rămas încarcerată în autoturism. În ciuda eforturilor cadrelor medicale de a-l salva pe bărbat, acesta n-a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarat decesul. În urma primelor verificări, polițiștii din Argeș anunță că rezultatul etilotestului indică faptul că Marius Gârdea nu consumase alcool. El ar fi spus autorităților că ar fi adormit la volan. Oamenii legii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul s-a produs.